Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Eroii satului Buda. Comănești, începe campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Accident grav pe DN2, autocisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat în afara carosabilului. La biserica din satul Putin din comuna Răchitoasa a fost omagiată memoria eroilor care s-au jertfit pentru patrie în ambele războaie mondiale. La crucea memorială a eroilor neamului, a monumentului ridicat, renovat și resfințit în curtea acestui locaș de cult, preoții din parohiile protopopiatului Bacău, aflat sub ascultarea protoereului Eugen Ciprian Ciuche, au săvârșit un trisanghion la care au fost prezenți alături de Enoria și de primarul comunei Colonești Iancu Valentin Mărzac și reprezentanții biroului executiv al filialei Bacău Cultul Eroilor. Pentru că în fiecare Sfânt Altar este un antimis care are în el Sfintele Moaște și pentru că Sfânta Liturghie se săvârșește pe mormintele martirilor, haideți și noi să facem o slujbă de pomenire, să mergem cu pomenicul acesta al eroilor localității acestea și acestor meleaguri, să mergem aici în față unde avem bucuria să-l și resfințim. El a fost înnoit, a fost pregătit special și cu această ocazie îl vom stropi cu Sfânta Gheazmă și îl vom sfinți. E o onoare pentru mine pentru a fi astăzi aici alături de dânsul, de preacucernicele feței bisericești, de preacucernicul Părinte Protopop și de iubiții Enoria și ai acestei parohii. O parohie mică, dar inimoasă, care au reușit să amenajeze o biserică deosebit de frumoasă, îngrijită, care face cinste locului, iar totul vine, la acest lucru vine în completare faptul că Asociația Cultului Eroilor au venit astăzi aici la resfințirea Troiței din curtea bisericii, un lucru care, aș putea spune, cinstește zona noastră, întrucât sunt eroi de pe aceste locuri care s-au jertfit pentru neam și țară. Da, în momentul de față amenajăm un muzeu al satului, în clădirea veche a școlii, unde avem o expoziție de uniforme militare și e un lucru și o datorie, în primul rând, a celor care conduc comunitățile pentru a menține veșnică pomenirea și faptele pe care acești eroi le-au făcut pentru țară, pentru că într-o vreme a modernismului avem tendința de a neglija aceste lucruri și este păcat. Momentul omagial a avut loc în cadrul unui program complex de acțiuni cu caracter cultural duhovnicesc, Sfânta Liturghie și o cateheză. La Monumentul Eroilor, după slujbă, președintele filialei Cultul Eroilor a evocat actele de vitejie a eroilor din cele două războaie mondiale și a subliniat importanța cinstirii periodice a memoriei lor. Apoi a înmânat cu acest prilej distincții de merit. Această instituție, instituția eroului necunoscut, oferă tuturor prilejul de a-și aminti de bunici străbunici, cei care nu le găsesc locul. Oricând puteți să mergeți la București, în locul unde este înmormântat, reînhumat eroul necunoscut, sau la mausoleul de la Mărășești. Aș vrea, nu rețin mai mult, aș vrea să-mi permiteți să vă aduc în aminte îndemnul unui poet celebru al României, Nichita Stănescu. Nu-l uitați pe cel căzut în război. Lăsați-i din când în când un loc liber la masă, ca și cum ar fi viu printre noi, ca și cum s-ar întoarce acasă. Deci, pentru el, lăsați să curgă vin pe pământ. Nu-l uitați pe cel căzut în război. Strigați-l din când în când pe nume, ca și cum ar fi viu printre noi și atunci ar surâde în lume. Dumnezeu să ierte. Se conferă preacucernicului Părinte Benone Marchidan, pe parohia Buda Răchitoasă, distinție de merit, în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăoani care s-au jefit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc, activități derulate în cadrul proiectului intitulat Eroi au fost, eroi sunt încă,
desfășura cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Românului și Bacăvânii. Semnează Părintele Protopop Ciuche Eugen Ciprian și Președintele Culturilor. Mulțumim de surpriza plăcută care ne-ați oferit-o. Este rară. Încă o dată subliniez, este rară o localitate care să se îngrijească pentru resfințire, refacerea monumentelor. Prin participarea elevilor care îi văd aici pregătiți, ne-am gândit că să conferim doamnei profesoare Doinița Tulac, directorul Liceului Tehnologic Răchitoasa, o distinție de merit. Unde este doamna directoare? Era mai înainte aici. Este. Elevii satului Putin au interpretat un scurt program artistic de cântece și versuri patriotice. Dacă miloasă calea n-o găsim, să ardă inima în plăcere când o ascultăm și mânduțe aduce mele când o cumântăm. Iar la final au fost depuse coroane de flori. Evenimentul face parte din proiectul Protoeriei Bacău. Eroi au fost, eroi sunt încă, realizat în parteneriat cu filiala județeană Cultul Eroilor Bacău. Aveți în Protopopiatul Bacău un partener de nădejde și că a rânduit bună Dumnezeu să oficializăm împreună cultul și cinstirea lor în numeroasele noastre parohii, să ne ajute bună Dumnezeu împreună să continuăm acest proiect. Eroi au fost, eroi sunt încă. Și dacă vreți ca o invitație din partea dânșilor, persoanele din această comunitate, din partea Consiliului Local, din partea parohiei, părintele în special, domnul Epitrop, membrii Consiliului, distinsele cadre didactice, persoane de bine care doriți să înviați cultul eroilor și să contribuiți la perpetuarea cinstirilor, sunteți invitați, Asociația Cultul Eroilor, de a vă organiza într-o subfilială, astfel încât, sub coordonarea unei persoane, deci din localitate, și să vă integrați în felul acesta în proiectele mari ale Asociației, să continue și să fie câteva persoane responsabile cu această frumoasă activitate, care adună deopotrivă bătrâni, tineri, de toate vârstele, iată, puși în genunchi noi de data aceasta, ca jertfă în fața eroilor țării noastre. De pe 11 mai la Comănești începe campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Astfel, cei interesați pot afla ce trebuie să facă pentru a steriliza câinele sau pisica. Mai multe aflăm în minutele următoare. Pe data de 11, 12, 13, 14 mai are loc campania de sterilizare. Văd că se face tam-tam mare când o femelă umblă cu Face nuntă. Și un haos pe Facebook din nu se mai poate. Vai, nu mănâncă câinii, vai. Câinii au fost, sunt și vor fi. S-au înmulțit, se înmulțesc și se vor înmulți. Nu știm dacă Dumnezeu a făcut întâi omul și după aia restul ființelor. Sau restul ființelor și după aia omul. Sau noi ne rugăm dreptul de a fi singuri și unici pe pământ. Nu știu. Ca autoritate locală, ca și comunitate locală, ne-am făcut îndatorirea și ne facem din toate punctele de vedere, suntem singuri din zona asta care avem adăpost pentru câini. Avem adăpost. Am adunat toți căței din oraș. De zeci de ori. Am adunat mii de câini. Dar de unde credeți că sunt 1000 de câini în adăpost, domnul? De unde credeți? De unde credeți că sunt câini? Dumneavoastră știți ce înseamnă să hrănești zilnic 1000 de câini? Știu că am fost. Știți ce înseamnă să le faci curat la 1000 de câini pe zi?
Știți ce înseamnă să le dai apă și mâncare la 1000 de câini pe zi? Știți câți bani am cheltuit la bugetul local pentru asta? Zero. Zero lei, domnul Domnița. Dumneavoastră ați fi în stare să faceți așa ceva? Pământul ăsta, cât trăim, cât existăm noi. Să poți să faci așa ceva, ați fi în stare. Păi oamenii nu sunt în stare să-și mai țină câinele propriu care le-a slujit o viață întreagă, îl scoate în stradă pentru că e prea păcălut. Pleacă în străinătate și vine și spune, domnule, vreau ca să-mi luați câinele, pentru că eu plec în străinătate. Și râde băiatul de la noi, care zice, domn primar, de ce am zis ce? Zice, am zis, domnule, dar găini, curci, rață, ceva, hai? Păi dacă pleci în străinătate, alea mor în curte de foame. Păi dă-mi și alea, dai numai câinele. De ce îmi dai câinele și rațele le mănânci la tale? Eu zic, ce faci cu ele? Cum, de ce scoți câinele în drum? Vin cu cutii de căței, de la Slău, de la Avești, de la Dărmănești, vin ca să le aduc aici și pune pe prispă, zice, domne, te rog să-mi iei căței, pentru că... Dar de unde ești? Păi, de la Slău. De la Palanca. De la Palanca. Păi și de ce îi aduce aici? Pentru că aici este adăpost. Cumăneștiul este localitatea care din 2005 are înființat adăpost de câini și pisici. Experimentul se numește Sufletul meu de la Cumănești, continuă până în ziua de astăzi. Nimeni nu a crezut că o cumăneștancă, mare iubitoare de animale, va avea putere ca timp de atâția ani să se ocupe de adăpostul de câini fără stăpân. Și asta în ciuda cârcotașilor care nu au crezut în reușita acestui proiect. Accident grav pe DN2. Autocisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat în afara carosabilului. Eveniment rutier grav a avut loc joi 4 mai în jurul orei 11 pe DN2 E85 în afara localității nemțene Secuienii Noi, când o cisternă încărcată cu motorină s-a răsturnat în afara carosabilului. Din cauza pericolului de explozie, autoritățile au decis să închidă traficul pe acest sector de drum până la încheierea misiunii de intervenție. Conducătorul auto a reușit să se autoevacueze și a primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la membrii echipajului SMUR. Din fericire, acesta nu a suferit răni grave și este în afara oricărui pericol. Echipajele de pompieri sosite la fața locului au acționat imediat pentru a preveni producerea unui incendiu. Pentru a evita o posibilă explozie, pompierii au deconectat borna bateriei autocisternei. Programul Casa Verde Fotovoltaice ajunge și în Bacău. Află cum poți primi 20.000 de lei. Administrația Fondului de Mediu Bacău a anunțat că persoanele fizice din județ se pot înscrie în programul guvernamental Casa Verde Fotovoltaice în perioada 29-31 mai. Alocarea bugetară pentru regiunea Nord-Est este de peste 279 de milioane de lei din bugetul național de 1,75 miliarde de lei. Administrația Fondului de Mediu a anunțat că persoanele fizice din județul Bacău se pot înscrie în cadrul programului guvernamental Casa Verde. Prin acest program, persoanele fizice pot obține finanțare de la stat în valoare de 20.000 de lei pentru a instala panouri fotovoltaice și a produce energie verde. Este necesară o contribuție proprie de 2.000 de lei din partea beneficiarului. Cererile de finanțare trebuie încărcate de către beneficiari prin înscriere directă în aplicația FM, iar documentele necesare includ cartea de identitate valabilă la data înscrierii, certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de către bugetul de stat, certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, extrasul de carte funciară și copia cărții funciare colective. Prin Casa Verde Fotovoltaice, AFM își propune să susțină trecerea către utilizarea energiei verzi și să reducă emisiile de gaze cu efect de seră. Programul vine în sprijinul persoanelor fizice care doresc să-și reducă facturile la energie electrică și să contribuie la protejarea mediului înconjurător. 30 de ani de viață pentru viață, Școala Sanitară Carol Davila, care și-a dovedit eficiența și importanța în formarea cadrelor medicale. A fost înființată în 1992, iar școala s-a născut din dorința de a oferi oportunități de formare profesională în domeniul sănătății pentru tinerii din Onești, dar și din împrejurimi. Obiectivul a fost formare de asistenți medical generaliști și asistenți medical de farmacie necesar pentru unitățile de ocrotire a sănătății și de acordare asistenței sociale. În
cadrul evenimentului organizat de Școala Sanitară Post-Liceală Carol Davila cu ocazia aniversării a 30 de ani de existență, foști și actual profesori, dar și elevi, se vor reîntâlni și își vor aminti de experiențele lor de-a lungul anilor. Invitatul special al evenimentului va fi dr. Cristian Andrei, un medic renumit și apreciat în domeniul sănătății. 30 de ani de existență a Școlii Post-Liceale Sanitare Carol Davila Onești reprezintă un moment important de reflexie și de apreciere a contribuției sale la dezvoltarea comunității locale, dar și la pregătirea cadrelor medicale. Lucrări la foc automat în comuna Dofteana, prin intermediul unui parteneriat dintre Primăria Comunei Dofteana și Consiliul Județean Bacău, se realizează lucrări de asfaltare pe DC-131A. Este vorba de modernizarea drumului comunal DC-131A de la kilometru 0 la kilometru 2+500, comuna Dofteana, județul Bacău. Mai multe detalii despre acest proiect aflăm chiar în minutele următoare. Visul nostru a devenit realitate pe când dintotdeauna ne-am dorit să facem legătura între DN12A și DJ116D, deci practic între un drum național și un drum județean pe o lungime de 2,5 km. Lucru care s-a și realizat parțial până astăzi. În urmă cu câteva zile, înainte de a fi vremea așa ploioasă așa cum a fost ieri, s-a turnat peste 500 de tone de asfalt. În cursul zilei de astăzi se toarnă 500 de tone de asfalt iarăși, pentru că intră o cantitate destul de mare. Mă refer la primul strat, care este de 6 cm, numit binder, și în condițiile astea cred că inclusiv mâine vom ajunge în drumul național. Repet, spunând următorul aspect. Acest drum face legătura între drumul național și drumul județean, dar totodată face legătură mai scurtă cu cele patru sate, începând cu Seaca, Ștefan Vodă, Hăghiac și Dofteana. Practic, este și o șosea de centură a localității noastre, în care absorbim circulația din centrul localității și o trecem pe aici, pe acest drum, făcând legătura între DN și DJ totodată. De unde bani pentru proiect? Pentru că e destul de ambițios, lungimea este considerabilă și s-a investit mult. Da, s-a investit mult, mai este încă de investit, dar nu avem posibilitatea din bugetul local al unității administrativ-teritoriale și am făcut ceea ce mi-a stat în putință, lobe pe lângă Consiliul Județean Bacău, în care am găsit înțelegere de fiecare dată la întreg Consiliul Județean și în condițiile astea am făcut un contract de asociere cu Consiliul Județean. Dumnealor ne finanțează cu suma de 95% din total proiect, diferența o punem noi, inclusiv studiile de teren și cofinanțarea noastră. Care ar fi fost termenul de realizare, pentru că se lucrează la foc automat? Se lucrează la foc automat din anul 2022, practic toamna anului 2022, și o să terminăm cu primul strat de asfalt, cum vă spuneam, apoi vom continua cu rigolele pe aceeași lungime de 2,5 km, pentru că vine rigole întrucât aici drumul are o înclinație destul de mărișoară și vine o rigolă lată de 1,60 m plus acostamentul, așa, pentru că apa pluvială care se scurge de pe aceste dealuri, de pe acest versant, va fi colectată și dusă până în șanțul care colectează apele de pe drumul național. Efectiv, el ar trebui ca în anul acesta, mă refer lunile iunie, iulie, august, cel târziu, lucrările să fie aproape gata. Apoi urmează parapeți, amenajarea drumului, marcajul pietonal și așa mai departe. Dar anul 2023 sper să fie gata, dar mai multe detalii puteți să luați de la președintele Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, întrucât majoritatea sumelor de bani se află în Consiliul Județean și în pixul dumnealor. Este o lucrare care se desfășoară pe o investiție a Consiliului Județean în proporție de 90%, 10% fiind contribuția Consiliului Local Dofteana, o asociere ca multe altele în județ. Putem vorbi aici de asocieri cu municipiul Onești, cu municipiul Moinești, cu Zemeș, doar anul acesta, urmând ca anul viitor și alte localități să intre în asocieri cu Consiliul Județean pentru dezvoltare. Se poate spune că echipa Consiliului Județean și-a întors fața și către partea aceasta de județ, pentru că iată foarte, foarte multe proiecte și în această zonă.
Da, într-adevăr, și-a întors fața și în diverse domenii, cum ar fi sănătate la Onești, cum ar fi cultură la Moinești, cum ar fi un parc de distracții la Zemeș. Deci Consiliul Județean și de această dată și-a îndreptat fața spre zona de nord-vest a județului, venind cu investiții serioase în această zonă. Știu că aveți o colaborare bună cu primarul Bujor și cred că nu odată ați fost solicitat să, mă rog, mai lămuriți din hățișul birocratic al actelor, pentru că asta e, fără acte n-avem ce face. Da, într-adevăr, am o relație foarte bună cu domnul primar și încerc, în măsura posibilităților, să-l ajut să urgentăm tot ceea ce înseamnă birocrație în țară. Felicitări pentru această investiție și de ce nu la mai multe? Da, sperăm ca și pe viitor bugetul Consiliului Județean să permită investiții de acest fel. O investiție aici la Dofteana de aproximativ 11 milioane de lei. O investiție ce leagă un drum național 12A de 116 de drumul județean. O investiție care va aduce un plus valoare zonei. Eu cred că această zonă în care ne aflăm se va dezvolta foarte mult și va căpăta o tentă turistică. Tânăr din Onești dispărut în mod misterios. Un tânăr din Onești a dispărut în mod misterios pe 28 aprilie și până în prezent nu a fost găsit. Familia și prietenii sunt îngrijorați, iar autoritățile locale au făcut apel la cetățeni pentru a furniza orice fel de informație relevantă despre dispariția sa. Tânărul dispărut are înălțimea 1,65 m, ochii verzi pășate în scurt, constituție atletică. În momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu pantalon de training de culoare neagră, cu elemente de culoare albă pe lateral, o bluză de training de culoare neagră și o geacă de culoare verde. Purta o șapcă și era încălțat cu pantofi sport de culoare neagră. În acest moment, autoritățile locale caută orice informație posibilă despre locul în care s-ar putea afla tânărul dispărut. Cetățenii din Onești, din zonele înconjurătoare, sunt rugați să sune la Poliția Municipiului Onești la numărul de telefon 0234 312 222 sau dispeceratul IPJ la numărul 0234 202 000, dacă au orice informație despre acest caz. Deputatul Băcăoan Cătălina Ciofu a anunțat pe rețelele de socializare că în Comisia de Învățământ de la Camera Deputaților a fost adoptat un amendament propus de PNL care schimbă prevederile actuale cu privire la formarea continuă a personalului didactic în drept și obligație. Problema acumulării a minim 15 credite ex la un interval consecutiv de 5 ani o am semnalată de mult timp din partea profesorilor care urmăresc acumularea acestora chiar și din fonduri proprii, având o pasiune aparte pentru educație. Însă, există o discrepanță în sistem din partea acelor cadre didactice care cumulează aceste credite în mod neprofesionist, doar pe hârtie. Fapt sesizat în urma discuțiilor avute în teritoriu cu specialiștii din cadrul mediului universitar care se ocupă de pregătirea personalului didactic. Considerăm că actuala modificare a articolului 183 aliniatul 2 va aduce îmbunătățiri actului educațional, profesorii dezvoltându-și competențele și îmbunătățindu-și actul didactic în mod real, a spus deputatul de Bacău PNL Cătălina Ciofu. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă, 6 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Maxima zilei nu trece de 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Duminică, 7 mai, cerul va fi parțial înnorat, ne vom bucura de soare, mercurul în termometre ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 7 grade Celsius. Luni, 8 mai, cerul va fi în cea mai mare parte înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de doar 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 6 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.